Administrația locală din Gușoieni se gândește în continuare la confortul cetățenilor. Un pas înainte a fost făcut prin demararea lucrărilor care vor aduce rețeaua de gaze naturale până la porțile cetățenilor, aceștia urmând a se branșa la finalizarea proiectului. Pentru mine este o situație, să spun, incredibil de mulțumitoare, pentru că după 8 ani de muncă, vedem declanșate, demarate lucrările de introducere a sistemului de gaze naturale în localitate. Am pornit la drum în anul 2013 cu gânduri hotărâți, cu gânduri mari să realizăm această lucrare, plecând de la premiza faptului că localitatea este amplasată pe un zăcământ petrolier, în special de gaze, și am considerat încă de atunci că este foarte important pentru noi să beneficiem și noi de acest produs, gaz natural, pentru că o viață de calitate o putem avea cu condiții de viață asigurate printr-un încălzit pe timpul sezonului rece cu gazul natural și să se renunțe ușor-ușor la combustibilul solid, care foarte greu de accesat din cauza legislației în domeniul silvic. Oamenii, în special în mediul rural, sunt în marea parte lor în vârstă și nu își pot procura cu ușurință acest combustibil, pe când folosind acest gaz vor avea o posibilitate mult mai lejeră, mai ușoară de a-și încălzi locuințele și nu numai, de a folosi și pentru prepararea hranei și a asigura condiții decente unui și corespunzător unui trai modern, unui trai european, așa cum ne dorim cu toții să avem. Punctul de început al lucrărilor a fost chiar zona din fața primăriei și a căminului cultural. Pornesc din punctul acesta din fața primăriei, pentru că în vecinătatea imediată a primăriei se amplasează stația de reglare, măsurare a gazului și punctul de unde se va alimenta toată localitatea. Lucrarea este prevăzută a se executa în toate satele localității. Graficul de realizare este pe o durată de 3 ani de zile, dar constructorul ne-a asigurat că va face tot posibilul și se vede după mobilizarea de forțe, pentru că lucrăm doar de câteva zile și într-adevăr se vede un randament mult mai mare a acestei activități. Cred că într-un an jumătate, maxim 2, vom fi gata și racorda toate gospodăriile la această investiție de sistem de gaze naturale în comuna Gușoieni. Pentru noi este un lucru extraordinar de mare. Ne-am fi dorit ca aceste lucrări de înființare a sistemului de gaze să se întâmple concomitent cu cele de înființare a sistemului de apă și canalizare, care, după cum știți, s-a aflat într-o lungă perioadă în stagnare la Asociația de Dezvoltare ADI Apa Vâlcea, într-un proiect prin Programul Operațional de Infrastructură Mare, dar din motive imputabile celor care gestionează acest proiect, nu nouă localităților care am fost fideli și am respectat întocmai ce ni s-a cerut, și anume să nu renunțăm să nu renunțăm la acest proiect și să rămânem în continuare în acest proiect. Acest proiect n-a ajuns la finalitate. S-ar putea să avem o șansă, pentru că lucrurile încă n-au evoluat nici pentru celelalte localități care au rămas în proiect. Noi insistăm, bineînțeles, pentru decizia că am fost excluși din proiectul de apă și canal, am acționat în instanța de judecată, mai precis la Curtea de Apel București, unde ne revendicăm dreptul de a fi recunoscuți ca și membrii asociați ai Asociației de Dezvoltare a ADI Apa Vâlcea. Vrem să fim reintroduși în acest proiect, pentru că așa este normal și firesc, atâta timp cât ne-au avertizat să nu părăsim proiectul, pentru că altfel suntem pasibili de plata unor despăgubiri privind neaccesarea fondurilor europene rambursabile
prin nedepunerea proiectului, prin faptul că anumite localități se retrag din proiecte de asemenea învergură. La Gușoieni, rețeaua de gaze naturale va fi introdusă pe o lungime de 13 km în toate satele comunei.